Potrivit noului sistem, orice creștere a consumului de medicamente peste plafonul aprobat de stat va fi suportată integral de producătorii de medicamente. De exemplu, dacă statul alocă 100 de milioane pentru consumul de medicamente compensate, dar farmaciile vând 150 de milioane, pe diferența de 50 de milioane, producătorii trebuie să plătească o taxă. Producătorii de medicamente resping această taxă. În momentul în care noi va trebui să plătim acești bani pe anumite medicamente, noi va trebui să le scoatem din fabricație, ele fiind înlocuite cu medicamente mai scumpe. Cu alte cuvinte, taxa va avea un efect de bumerang. Poate imediat se vor obține niște bani în 2011-2012, dar în a doua jumătate a 2012 eu garantez că vor dispărea medicamente ieftine din US și vor fi înlocuite de altele mai scumpe. Producătorii străini de medicamente spun la rândul lor că nu pot achita taxa. Industria de medicamente nu poate susține taxa aprobată de către Guvernul României, care prevede ca diferența dintre bugetul alocat de autorități și consumul de medicamente să fie suportată 100% de producătorii de medicamente. Anul trecut, de exemplu, a fost alocată o sumă pentru consumul de medicamente cu peste 1 miliard de lei, mai mică decât necesarul real de medicamente.